Ieri ați văzut Antonia discuta cu Albert, întreba Albert pentru pizza ce ingrediente folosește, că ar vrea și el să mănânce ceva de genul și atunci i-a zis Antonia să îți facă iubita ta. A, pardon, ca și cum a, de fapt nu mai ai iubită, a auzit și Laura și de acolo aceasta s-a simțit prost și chiar i-a zis că a deranjat-o această glumă și să nu mai vorbească despre ea deloc. Oricum, nu cred că a mai auzit Laura când i-a zis lui Albert Antonia să stea liniștit că oricum tot răul spre bine, dar oricum s-au inflamat lucrurile chiar și așa doar cu acea replică să-ți facă iubita ta, a, pardon, nu mai ai sau ceva de genul. A intervenit și Cristian în discuție și i-a zis Laurei că Albert fuge de ea și ea fuge către el. Laura avea rugămintea ca niciunul dintre cei doi să nu o mai bage deloc în seamă și nici Cristian să o întrebe absolut nimic. Antonia spunea că acele glume nu aveau nicio legătură cu Laura, că mai mulți din casă au o glumă cu Albert, cum că sunt cupluri și e Albert și atât. Iar Laura ia lucrurile mult prea personal.